1 Cronici 28, începem cu versetul 4. Domnul Dumnezeul lui Israel m-a ales din toată casa tatălui meu pentru ca să fiu împărat al lui Israel pe vecie, căci pe Iuda l-a ales căpetenie, casa tatălui meu a ales-o din casa lui Iuda și dintre fiii tatălui meu pe mine m-a pus să domnesc peste tot Israel. Dintre toți fiii mei, căci Domnul mi-a dat mulți fii, a ales pe fiul meu Solomon ca să-l pună pe scaun de domnie al împărăției Domnului peste Israel. El mi-a zis, fiul tău Solomon îmi va zidi casa și curțile, căci l-am ales ca fiul al meu și voi fi tată. Versetul 9. Și tu, fiule Solomoane, cunoaște pe Dumnezeu tatălui tău, slujește-i cu toată inima și cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine, dar dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el pe vecie. Vezi acum că Domnul te-a ales ca să zidești o casă care se slujească de locaș sfânt. Întărește-te și lucrează. Amin. Vă rog să vă reașezați. În Psalmul 40, în 70, mai accentuat, scrie că cei ce iubesc mântuirea să zică fără încetare, preamărit să fie Domnul. Dragii mei, din cuvântul citit, vreau să spun ceva despre Domnul, despre părinți și despre copii. Pentru că acesta este cadrul familiei. Biblia spune că Domnul nu este doar capul bisericii, este și capul familiei, al soțului și legătura asta continuă în ierarhia superioară până la Dumnezeu Tatăl. În primul rând, să spun ceva despre Domnul, despre felul în care El este interesat și lucrează în casele noastre. Spune David aici, în versetul 5, dintre toți fiii mei, și face o primă mențiune despre Domnul, căci Domnul mi-a dat mulți fii. Potrivit Scripturilor, Domnul este Cel ce dăruiește copiii familiilor. Asta a spus Eva în 4:1, Geneza, când s-a născut primul copil. Citez. Am căpătat un om cu ajutorul Domnului. Dar și la al treilea a spus tot așa, versetul 25, Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță în locul lui Abel. Patriarhul Iacov spune, citez din Geneza, capitolul 33, versetul 5, când vorbește cu fratele său, care nu se întâlnise de câțiva ani, și acesta a întrebat cu privire la copii, cine sunt aceia? Iacov a răspuns, sunt copiii pe care i-a dat Dumnezeu robului tău. El a avut mai mulți. Fiul său, Iosif, ne spune Scriptura, a avut doar doi, dar răspunsul a fost același. 48 cu versetul 9, îl întreabă tata și îl răspunde, sunt fiii mei pe care mi-a dat Dumnezeu aici. Și aș mă adăuga în ideea asta, doar ceea ce spune Cartea Sfântă în cazul Anei, știți, ea a fost sterilă, nu putea să nască, Domnul i-a dat sănătate și am putea să zicem că de acolo încolo să se descurce. Dar iată implicarea Domnului și aici, spune în 1 Samuel 2:21, când a cercetat Domnul pe Ana. Ea a rămas însărcinată și a născut 3 fii, și 2 fiice. Pentru că Dumnezeu este implicat în venirea pe lume a copiilor. De altfel, Dumnezeu i-a spus lui Iacov că a fost implicat și în ce privește înmulțirea animalelor, sau cum spuneam înainte de vrăbi, ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos. Tot în același text, Matei 10, zice Domnul că până și perii din cap ne sunt numărați. Binecuvântat să fie Domnul, care scrie și în Psalm 27 că rodul pântricului este o răsplată dată de El. Dumnezeu v-a dăruit un copil. Așa să priviți. A doua întrebare. Dacă l-a dat, pentru ce l-a dat? În textul citit, David face o mențiune în dreptul său și în dreptul fiului său. Versetul 4. Din casa tatălui meu, pe mine m-a ales și de la fiii săi, deci de toți fiii mei, că Domnul mi-a dat mulți fii, a ales pe fiul meu Solomon.
A fost și Amnon care putea să pretindă, era primul copil al regelui. Adonia a vrut să fie el rege, dar Dumnezeu a spus, rege a fost ales Solomon. Adică Dumnezeu cel care dă copii îi rânduie pe fiecare pentru o anumită lucrare, cu un scop. Când a ales Dumnezeu pe Bezalel, spune Exod, zice Dumnezeu lui Moise, să știi că am ales pe Bezalel. Și putea să zică, Moise, Doamne, stai că nu ne-am consultat. Dar Moise n-avea toate proiectele, numai cum le primea de la Domnul. El, Bezalel, potrivit cu chemarea care a avut-o de la Dumnezeu, a primit înțelepciune să născocească tot felul de lucruri care nu se confecționaseră până atunci. Ba mai mult a primit darul, spune Scriptura, să învețe și pe alții. Știți că Isai, tatăl lui David, a avut mai mulți fii. Și când a venit Samuel în casa lui și l-a văzut pe primul, pe Eliab, și a zis, cred că ăsta e regele. Și a zis Dumnezeu, nu? Dar asta nu înseamnă că Eliab n-avea nicio chemare. Știți ce a ajuns Eliab? Căpetenia seminției lui Iuda. Nu-i va alege Domnul pe tot să păstorească biserica atunci când fratele Titu va ieși la pensie? Pe unii va alege Domnul numai membri în comitet. Alții vor fi rânduiți doar ușieri. Am fost întâmpinat cu drag aici la ușă de ușierii dumneavoastră. Alții vor fi aleși să cânte, nu? Alții vor fi aleși să facă o altă lucrare. Că Dumnezeu are o repartiție pentru fiecare. Ana s-a rugat și a zis, Doamne, dacă îmi dai un copil, eu am văzut că la tine, în casa ta, e nevoie de cineva și vreau să ți-l dau ție. Dar de fapt, Dumnezeu înainte rânduise lucrurile. Cum zice în cartea profetului Ieremia, vă citesc în capitolul 1, versetul 5, mai înainte este fiind tocmit în pântecele mamei tale, asta e anterior conceperii. Te cunoșteam. Și mai înainte să fie și tu din pântecile ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Și să nu creadă cineva că Dumnezeu a ales doar pe unii care sunt cu chemări speciale și ceilalți sunt la grămadă. Nu! Fiecare-i cu mandatul lui. Pentru că așa vă citesc din Roman, din capitolul 8, versetul 29, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, și nu doar pe Ieremia, toți mântuiți aici. I-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întinăscut între mai mulți frați. Și alegerea asta și lucrarea asta a Domnului este pentru aici, Dumnezeu a rânduit în biserică oameni, în societate. Pe unii a rânduit Domnul să fie medici, pe alții profesori, altul mecanic, fiecare în slujba lui Dumnezeu dă daruri. Și de asemenea Dumnezeu i-a ales pentru eternitate să-i poziționeze în anumite locuri, slujbe. Știți că s-a dus într-o zi mătușa Salome și cu verișor Iacob și Ioan și ce a zis? În împărăția ta să-i pui lângă tine. Ce a zis Domnul Iisus? Sunt rânduite locurile. Fiecare cu repartiția lui decisă de Tatăl. E drept și cu contribuția ce are fiecare om, dar la bază stă hotărârea divină. Mai cu ceva în urmă am fost la Bistrița și zice un păstor, zice, zilele astea mi-a spus o soră că a visat, că venise, era venirea Domnului și a așezat așa frumos pe toți și a auzit o voce, dintre băieții lui Iosif, doi să treacă în primele rânduri. Eu am 7 băieți din tinerețe, dar Domnul a zis, mă, numai 2 în primele rânduri, ceilalți o fi în alte rânduri. Că fiecare e ales de Dumnezeu anume pentru o slujbă. Domnul să-și continue lucrarea. Și în al treilea rând, ce vă spun despre Domnul, îi zice David lui Solomon, versetul 9, partea finală, dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine, dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el pe vecie. Rețineți, Dumnezeu ne-a ales pentru aici, pentru eternitate, dar tot Dumnezeu are dreptul să decidă pe unii să-i refuze. De ce? Vom vedea îndată. Gândiți-vă.
Dumnezeu a rânduit să venim în viață. Dumnezeu ne-a dat cu un scop anume. Dar tot Dumnezeu poate să renunțe la unii. Nu acesta e proiectul inițial. Scrie în Matei 25 că iazul de foc e pregătit demonilor și îngerilor lui. Dar dacă cineva nu vrea... Eram în Austria, la Viena, și tocmai sosise un păstor din state venit din Australia, fusese în vizită. Și a povestit un caz, era marcat. Într-o biserică era o soră, o soție, o femeie, care avea un soț și nu frecventa biserica, nu era botezat. Venea așa la sărbători, din când în când, de altfel mai făcea câte un dar, era un patron, și la un moment dat s-a îmbolnăvit o boală necruțătoare, i-a anunțat sfârșitul, și frații s-au dus să-l viziteze. Și au zis, dumneata știi, ai umblat la biserică, n-ai vrea să încheie legământ cu Dumnezeu? Și el a zis, credeți că eu nu m-am gândit? Dar iată ce am visat astă noapte. A venit spre mine o ființă cerească și eu știam că este Iisus Hristos. Avea pe braț o haină și în palmă o cunună. Și mi-a zis, le-am avut pentru tine, m-ai refuzat sistematic. Să știi că am hotărât să le dau la altcineva, nu ți le mai dau. A zis, mi-a întors spatele și a plecat. N-are rost să mă botezați, ar fi degeaba. Pentru mine e prea târziu. Nu uita, închei ce am de spus despre Domnul. Ți-a dat viață, te-a chemat la o slujbă, este eternă, dar tot el poate să decidă dacă nu-l vrei să uite de tine. Că Dumnezeu nu poate urâ, dar poate fi indiferent față de cine nu-l dorește. Părinții, ce trebuie să facă părinții? A zis David, dintre toți fiii mei, căci Domnul mi-a dat mulți fii, în primul rând să-i primească, vorba Domnului. Matei 18, Marcu 9, a luat un copilaș, a zis, dacă primește cineva, zis, pe mine mă primește, adică oricare copilaș este un frate al Domnului Iisus Hristos. Și a zis Iacov, scrie în Geneza 31:2, când a crezut soția lui că el nu vrea să aibă copii cu ea, a zis, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu care te-a oprit? Deci dacă Dumnezeu dă, părinții, este normal, natural, ar spune, să îi primească. Să vă dea Dumnezeu har să știți de la cine primiți și ce primiți. Cine n-ar vrea să primească un cadou de valoare? Scrie în Deuteronom 28. Binecuvântările care Dumnezeu poate să le dea. Și este acolo, de două ori sunt listate. Știți că de fiecare dată cea mai mare binecuvântare trecută copiii? Cine dă un copil pe o casă? Măi, vilă să fie, nu? Sunt trecute în ordine valoric descrescătoare. O ființă după chipul lui Dumnezeu, chemată pentru un proiect etern. Ferice de părinții care înțeleg și primesc copiii pe care Domnul îi dă. În al doilea rând, cred că părinții sunt datori, rezultă din acest context și de altfel din întreg contextul Scripturii, să creeze un cadru copiilor lor ca aceștia să-L cunoască pe Dumnezeu. Noi nu putem să-i naștem pe copiii noștri din nou, dar le putem crea cadrul necesar. Și asta ce înseamnă? Îi spune David lui Solomon, cunoaște pe Dumnezeu tatălui tău. Un exemplu personal este un cadru binecuvântat. Nu cum spunea un biet om care s-a pocăit târziu în viață, zice, la mine acasă n-am auzit de Dumnezeu numai când înjura tata. Ce diferență față de un copil care se naște într-o familie unde copiii de dimineață și până seara vorbesc despre Dumnezeu. Îl laudă, îl cinstesc, îl slujesc cu viața lor. Spune Cartea Sfântă la Deuteronom, capitolul 6, că înainte de a învăța pe copii, ceea ce de asemenea este imperativ, spune așa, versetul 5, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Și abia după aceea, spune versetul 7, să le întipărești în mintea copiilor tăi, că dacă n-ai matrița,
De unde să tipărești? Ceea ce tu realizezi în viață, relația ta cu Dumnezeu, poate să fie un model binecuvântat pentru copii. Apoi urmează educația, cum scrie aici cu lecții, când te scoli, când te culci, momente cheie, când pleci, când te întorci, să le inscripționezi. Dar ce îmi place în privința asta e ce scrie în Psalmul 78, spune de la versetul 5 că Dumnezeu a pus o lege, a dat o mărturie, a poruncit părinților noștri să-și învețe copiii. Dar auziți care e scopul învățării? Nu doar așa să aibă cultura religioasă. Ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari să vorbească despre copiilor lor, să fie o perpetuare peste generații a învățăturii, versetul 7, scopul. Pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările Lui, să păzească poruncile Lui. Adică să putem crea copiilor noștri cadru ca ei să-L întâlnească pe Dumnezeu și Dumnezeu să le iasă înainte. Știți că și părinții spun în Romanul 11:28, copiii sunt iubiți din pricina părinților, sau scrie în Proverbe, cel neprihănit trăiește în neprihănirea lui, 20:7. Fericii de copiii lui, după el, fericiți-vă copiii trăind frumos și ajutați-i cu ceea ce ține de noi, cu viața și cu educația, ca ei să-L cunoască pe Dumnezeu și să aibă încredere în El. Asta spune și înțeleptul în Proverbe, capitolul 22, cred, citesc de la versetul 19. Pentru ca să spui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi pe tine. Să știe copiii noștri cine este Dumnezeul nostru. Este mare și foarte vrednic de laudă. Slăvit să fie în veci. În viață sunt momente critice și când ajungi să te încrezi în Dumnezeu, spunea sora Simona Horobeț din Spania, originar din Suceava, era la naștere și i-a înțeles că Domnul vrea să le dea un copil, medicii erau de altă părere, și când a venit momentul nașterii, nu se declanșa pe deplin, în mod natural, cezareană nu puteau să o îi facă, și au zis, ce te faci acum? Și n-a fost doar părerea medicilor, ea era un proroc și prorocii simt mai aproape lumea spirituală. Și un demon sau o șoaptă demonică i-a zis, vezi, acum mori, ce se întâmplă cu copiii? Și a zis, scrie în Biblie că Dumnezeu este Cel ce îngrijește de orfani. Și diavolul, pentru că a biruit ispita, a plecat. Și în clipa următoare i-a șoptit, a zis că a văzut un înger, mi-a povestit, care i-a zis, nu te teme, am fost trimis aici înainte de a te apuca durerile. Și în timp ce îngerul vorbea cu ea, a născut. Și au zis, cângetul. Și a venit personalul medical și a întrebat, ce s-a întâmplat? A născut românca. Cu cine ai născut? Și a zis, cu îngerul Domnului. Ei n-au înțeles. Dar în momente, repet, cheie, foarte important să avem încredere în Dumnezeu. Și în al treilea rând, și ultimul, vorbind despre părinți, ce pot să mai facă ei? Să slujească Domnului împreună cu copiilor. Știți, David a vrut neapărat să facă un templu pentru Domnul. Tot ce a terminat cu războiul, Doamne, pasionat, știți că asta își dorea. Un lucru cer de la Domnul, toată viața mea în casa Domnului. Da, el locuia în casă cu material din import, chivotul Domnului într-un cor, Doamne, vreau să-ți fac și ție casă. Și Domnul a zis, nu, ești ales pentru asta. Dar pentru că David insista, Dumnezeu, ca un hatâr, a dat chipul la toate și David a adunat materiale, tone de metale prețioase. Și știți ce spune Solomon? Nu vă spun unde scrie versetul ăsta, îl găsiți, da? Dacă cineva e interesat. Zice, uite ce am pregătit eu și zice, și vei mai adăuga și tu. Părinții fac o parte din lucrare, cum spune în Fapte 13, că David a slujit după planul lui Dumnezeu. Și copiii continuă lucrarea. Dar e frumoasă și partea asta că slujesc împreună. Nu știu dacă ești la cor, de exemplu, ori fi și părinți și copii, că la cor, din cât știu eu, e bine să fie și voși mai mature și mai mature și voși mai tineri, așa să fie. E frumos să avem în adunare, cum scrie despre Asaf, Heman și Edutun, 1 Cronici 25, slujeau Domnului părinții împreună cu copiii. Toți lucrăm la același templu. Și e așa de frumos când împreună generațiile astea sunt sincronizate. Știți ce rol a avut Ioan Botezătorul?
Să întoarcă inima părinților spre copii, inima copiilor spre părinți. Și cum se poate să fie în acord să slujească împreună? A venit Duhul și peste mama și peste fiu. Când este același Duh, părinții cu tinerii slujesc împreună. Și cum spune 1 Petru 5 cu 5, fiecare prețuiește pe ceilalți. Tinerii prețuiesc pe părinți pentru că au experiența vieții, au slujirea în spate. Părinții prețuiesc pe copii pentru că le vin în ajutor, sunt dați de Dumnezeu cu o lucrare, cu o slujbă fiecare. Dumnezeu să vă binecuvinteze slujirea mai departe. Am încheiat și cu părinții, da? Recapitulez. Să fii în acord cu Dumnezeu care dă copii. Să creeze un cadru propice mântuirii copiilor, să-L cunoască pe Dumnezeu, să aibă încredere în El și pentru timpul cât le este dat, ne este dat să fim împreună, să slujim împreună Domnului. Nu-i nimic mai frumos decât asta. Să-mi ajung la copii. Până anul trecut am fost și eu copil. Mi-au plecat la scurtă vreme părinții unul după altul și chiar la vârsta asta, cel mai mic din familie, tot am suferit. Într-un fel anume. Dragi copii, care încă aveți părinți și pe când nu veți mai avea părinți, vă spun și vouă trei lucruri. Unu, și tu, fiule Solomoane, cunoaște pe Dumnezeu tatălui tău. E foarte important fiecare, la rândul lui, fiecare generație, fiecare individ, să-L cunoască pe Dumnezeu, adică să aibă o părere corectă despre Dumnezeu. Că toți au o idee vagă, dar la mulți e deplasată despre Dumnezeu, mă refer la lumea asta. Știți că atunci când a fost Iov încercat, trei prieteni și-au dat cu părerea și Dumnezeu i-a amendat, știți pentru ce? N-au avut o părere corectă despre Dumnezeu, n-au vorbit drept despre Dumnezeu. Și uneori chiar nu e ușor să-L înțelegi pe Dumnezeu. Vă citesc numai un verset. Ce spune Apostolul Pavel, Roman, capitolul 11, versetul 33. O, adânc cu bogății, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecății lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Nu-i ușor, repet, să-L cunoști pe Dumnezeu așa cum gândește El, cum lucrează El. Când Moise a vrut să-L vadă pe Dumnezeu, scrie Exod 32, 33, 34, Dumnezeu, în loc să-I arate un chip, i-a dat o sumă de valori, Exod 34 cu 6 și 7, și a spus cum este Dumnezeu. Citez, sunt cuvintele celui atotputernic, sunt cele mai citate cuvinte în restul Bibliei, deci citat biblic, citat în întreg textul Scripturii. Domnul Dumnezeu este plin de îndurare. Așa să-L cunoști, milostiv, încet la mânie, plin de bunătate, credincioșie, își ține dragostea până mii de neamuri de oameni, iartă fără de lege, răzvrătirea și păcatul, dar până aici e tot bunătatea lui Dumnezeu. Dar asculta și asprimea cum sună. Nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de lege părinților în copii și în copiii copilor până la treilea și al patrulea neam. Cuvinte ieșite din gura lui Dumnezeu. Sau spune Ieremia în cartea sa 9 cu 23 și 24. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui. Cel tare să nu se laude cu tăria, nici bogatul cu bogăția. Cel ce se laudă să se laude că are pricepere și mă cunoaște. Și știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în acestea găsesc plăcere eu, zice Domnul. Închei ideea dorindu-vă să vă dea Domnul o convingere, o concepție corectă despre El. În al doilea rând, ce trebuie să facă copiii noștri, de altfel fiecare om? Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsi de tine. Înțeleg din asta, între altele, că fiecare om trebuie să aibă relația lui personală cu Dumnezeu. Să știi că Dumnezeu te-a chemat și pe tine, te-a trecut în lista mântuiților, să știi ce proiect are Dumnezeu cu tine. Să-L înțelegi într-un mod particular. Eram tânăr, încă necăsătorit. Bunicul meu avea descoperiri de la Domnul și într-o noapte vine la el o ființă în alb și spune: mâine va veni Iosif la tine. Să-i spui să citească 1 Timotei 4, de la 10 la 16 și să știe
că asta e slujba la care Dumnezeu îl cheamă. Acolo scrie despre darul învățării. Fiecare trebuie să aibă, zis așa, întâlnirea lui cu Dumnezeu. Să spui, Doamne, aici sunt, mă cunoști, mă știi. Să ai experiența ta, care poate fi poate mai marcantă pentru unii, chiar zguduitoare, dar este relevantă pentru toți. Atunci te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Să ai în viață momentele în care Dumnezeu ți-a vorbit personal, în diverse moduri, cum găsești El de cuvință. Să te știi cu Dumnezeu, să nu spună în ziua aceea că nu te cunoaște. Dumnezeu să dea har tuturora să-L cunoască. Spunea fratele Victor Julian, cu ani și ani în urmă, auzea într-una în mintea lui o voce: Victor, întoarce-te la Dumnezeu. S-a dus la catedrală în Cluj și a spus un preot: băi, tinere, să nu mai lipsești de aici, că asta e mare chemare. Dar într-una auza în mintea lui: Victor, întoarce-te la Dumnezeu. Și a zis: Doamne, cum? Unde să te găsesc? Și într-o noapte a visat că a ieșit în stradă și întreau pe o bătrânică: unde te duci? Și ea zice: la adunare, vino cu mine. Când s-a trezit duminică dimineața, bătrânica era în stradă. Dialogul a fost ca în vis și spunea dumnealui, am auzit personal din gura lui vorbele astea, și dus am fost. Și atunci am înțeles cum mă chema Dumnezeu. Și în ultimul rând, ce trebuie să facem noi, copiii în speță? Slujește-i cu toată inima și cu un suflet binevoitor. Dacă îl cunoști pe Dumnezeu așa cum este, în sfințenia Lui, în bunătatea, în dragostea Lui, dacă totul devine personalizat și știi că Dumnezeu are un proiect cu tine, ai fost prevăzut în plan, ai fost ales, ți-a vorbit, tu știi, nu trăiești așa la întâmplare. În fața unui asemenea Dumnezeu, unui asemenea proiect, s-ar cuveni să slujim cu toată inima, cu toată cinstea, cu tot respectul și cu toată bucuria. Să nu tratăm relația noastră cu Dumnezeu așa peorativ, second no. Asta e de valoare. Orice slujbă avea, cineva mătura într-o haltă, lua orice firicel, cineva aștepta trebuie să spune: ce mătură așa, parcă ar fi gara mare din capitală. Am zis: nu, de aceeași rețea de căi ferate. Apoi dacă pentru ce fere cineva și-a pus suflet, nu? Dar pentru Dumnezeu, în relația cu Dumnezeu, zice în Maleahi capitolul 1 că unii dădeau lui Dumnezeu ca jertfă, cum era atunci, un animal șchiop. Ai că și așa se pierde de turmă. Și cu asta nu te poți duce nici la primar să-i faci un cadou. Ce îi dai lui Dumnezeu? Cum îi slujești? Așa, dacă apucăm nouă, cu toată inima, pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Cineva s-a înțeles cu băieții: băi, facem un graș la o femeie, la țară, gata. Și oricum era mândru de realizare, nu trebuie să ne ajute nimeni din adunare, eu cu băieții fac tot, materiale, construcții. S-a încheiat lucrarea și într-o noapte visează că vine un înger, a notat tot, cine a lucrat, câte zile, cât bani s-a dat, tot spune Matei 10, a spus Domnul Hristos, bahar de apă nu rămâne răsplătit. A tras îngerul o linie, notă de subsol. N-au făcut cu toată inima ca pentru Domnul, au văzut că trebuia reparat și gardul și făcut cotețul la găini. Și în vis, închide mapa îngerul și dă să plece și omul după el: stai! Îngerul întreabă: n-am scris ceva corect? Ba prea corect, asta e baiul. Scrie, te rog, că fac și gardul. Și dimineața îi spune la băieți: băi, degeaba ne-am lăudat că n-am făcut-o cu toată inima. Dumnezeul nostru merită. De când se naște un copil, de când îl pricepi și până închizi ochii. Ceea ce faci aici, cum vă spuneam, e proiectul lui, cum vei fi repartizat, dar depinde și tu dacă ți-ai făcut cum se cuvine lucrarea, ți-ai înțeles chemarea. Doamne, te-ai gândit la noi din veșnicia trecută, ne-ai pregătit împărăția și vrei să ne-o dai cu drag. Ajută-ne, cum spuneam și în prima parte și acum,
să ne dăm ție cu tot ce avem, cu întreaga ființă, să slujim și dă-ne harul să rămânem ai tăi cu noi și copiii noștri pentru vecii vecilor. Amin.